atunci am urcat câteva trepte. Nu multe. Nu multe, destul. 20-30. Da, destul de... E foarte plăcut, fiindcă ne aflăm în Parcul Natural, Nisipurile de Aur. Da. Și v-am adus aici ca să vedeți un loc, un loc foarte, foarte interesant. De este mănăstirea din Stâncă. Okay. Mănăstirea Isihaștilor, mănăstirea din secolul al XIII-lea, cu informație plină despre acești monahi care au trăit în Stâncă, cum s-au rugat, cum au trăit, unde au trăit, unde sunt mormintele lor, aflați acum când intrăm înăuntru. Să mergem! Să mergem! Partea dreapta, la intrare, este casa, casa muzeului, fiindcă mănăstirea este muzeu. Iar în partea stânga, deci în spatele tău, în spatele vostru, se află muzeul. În muzeu sunt prezentate obiective și istoria mănăstirii. După ce terminăm cu vizitarea muzeului, o să continuăm pe aceste trepte și o să ajungem până la mănăstirea. Și ne-ai spus pe drum că mănăstirea a fost descoperită... Și foarte interesant lucru este că mănăstirea a fost descoperită datorită unui cutremur. În general, toată lumea zice, știți ce, cu cutremur nimeni nu zice dată. Mulțumim cu tremurului. Da. În cazul acesta... La noi se spune din cauză, dar în cazul vostru spuneți datorită. Da, datorită acestui cutremur în 1942 a căzut o mare parte din peretele, din o parte din Stâncă, care de fapt era peretele exterior, exterior al mănăstirii, al agea. Despre denumirea mănăstirii, mănăstirea denumirea arabă, a rămas arabă. Okay. Foarte interesant. Era funcțională când s-a descoperit? Nu, în 1942 nu mai era. Au văzut mormântele, au văzut catacombele, chiliile, totul au văzut, dar nu mai era în 1942. Alagea înseamnă mănăstirea colorată și denumirea vine din așa multe frește și picturi murale care a avut mănăstirea atunci. Acum nu s-a păstrat tot, dar totuși au rămas unele din cele mai importante. Blazonul mănăstirii este un înger care îl vedem înăuntru. Vi-l arăt acum, în câteva minute. Ok, deci intrăm în muzeu, după care mergem la... Da, da. Ok. Și acum am intrat în renovatul muzeu, okay, care face parte din Alagea Mănăstir, în care am intrat adineaur. Cuvântul Alagea, de fapt, este arab și înseamnă colorat. Foarte interesant cum nu s-a păstrat numele mănăstirii, numele bulgăresc, ci s-a rămas numele acesta arab, colorat din cauza desenele, picturile murale, care o parte din ei, o mare parte din ei sunt distruse, dar totuși o să aveți idee cum a arătat. Dar începem prin sala întâi. În această sală sunt reprezentate nu numai poze, ci și multe obiecte care sunt al Fundației Arheologilor din Bulgaria. E foarte interesant amănuntul că, de fapt, început primii pași în Bulgaria, în ideea de arheologie, de sistem, de uniunea arheologilor, este pusă de doi frați cehi, Școrpel. Frații Școrpel au descoperit o grămadă de lucruri interesante pe teritoriul Bulgariei, s-au așezat aici în orașul Varna, frații Școrpel, și au
pus începutul Muzeul Arheologiei în Bulgaria. În urma acestui dezvoltare Muzeul de Arheologie s-a mutat în clădirea Gimnaziei de Fete în centrul orașului Varna, fiind foarte, foarte mare clădire și spațioasă. În această nouă, am să vorbesc un pic mai încet, că sunt și alte grupuri lângă noi, în această nouă prezentare a muzeului este pus, este informația de la început. Deci de la începutul de crearea acestei mănăstiri și această, acest grup de monași, care sunt isihaști, care au creat o mănăstire întreagă în stâncă. La dezvoltarea mănăstirii, aici s-a văzut icoana lui Sfântul Andrei, dezvoltarea mănăstirii, deci începând din secolul al IV-lea, locul unde a fost primul mănăstir, până când ajungem în secolele al XIII, al XIV-lea, când mănăstirea deja este cum ar fi mutată și amplasată în stâncă. Aceste mozaici care le vedeți sunt din alta mănăstire care este tot din zona Varnei, Gianavara se numește această mănăstire și de fapt e amenajată în acea fel muzeu ca să avem idee în general în zona Varna cum era cu credința. De fapt asta este al treilea mănăstir cel mai vizitat din Bulgaria, mănăstir al treilea. Primul este mănăstirea din Besarabulbu, unde a slujit Dimitrie Besarabov, patronul bisericii bucureșteni, chiar și moaștele lui Dimitrie Besarabov puteți să îi vedeți în Biserica Patriarhală, care este în Biserica Sfântii Constantin și Elena în București, pe dealul Patriarhiei. Da. Da, moaștele au ajuns după unul din războiile între rușii turci pentru eliberarea Bulgariei, trecând prin teritoriul Bucureștiului. Atunci era o boală, nu știu cum, ciuma e în Bulgaria. Ciuma, nu știu, da. Că e și în română ciuma cuvântul. Da, ciuma. Asta, da. Și pe unde treceau moaștele, toți se vindecau. Și statul român a cerut de la ruși care salvau moaștele lui Sfântul Dimitru Besarabov să-i lasă pe teritoriul României și așa moaștele au rămas. Un detaliu foarte interesant legat de bisericele bulgărești și române este acesta că mai sunt încă câțiva moși de sfinți care sunt aduși din Bulgaria în România, în afară de Besarabov, Sfânta Filoptea, care moaștele ei sunt în biserica Curtea, în mănăstirea Curtea de Argeș, în biserica cea nouă, și cealaltă sfântă este Sfânta Paraschiva, din biserica din Iași, da? Foarte, foarte interesant. Mănăstirea din Besarabovo și acum continuă să funcționează, se fac slujbe, să funcționează, să slujească, mersi, decât în această mănăstire nu mai sunt slujbe. De fapt, este un obiect turistic. În această mapă sunt prezentate bisericele din perioada timpurie creștiană, în jurul orașul Varna, atunci când orașul se numea Odesos și împrejurile lui. Aici sunt diferite obiecte găsite, la fel, în diferite zone al Varnei și reprezentate credința bulgarului. Bulgarii sunt
90% creștini ortodoxi. Ceilalți 10% sunt musulmani și după musulmanii sunt catolici. Astea sunt datele oficiale. De fapt, catolicii sunt foarte puțini la noi. Această biserică este în stilul, presupun că ați auzit, dacă nu ați fost, este Sfântul Mihail și Gabriel de la orașul Nesebr sau Nesambria. Un oraș care îl compară cu Ravenna și este considerat ca orașul cu cel mai mare, cu cele mai multe biserici. Pe o peninsulă cu o lungime de 380 de metri lățime și cu 700 de metri lungime. Așa? Sunt descoperite, puteți să vedeți, 18, 41 au fost. De fapt, o grămadă din ei sunt, cum să spun, una lângă alta. Da. Aici, în aceste poze, sunt arătate, sunt prezentate catacombele, cum este și cunoscut mănăstirea cealaltă nume, catacombele, care sunt la 600-700 metri de la mănăstirea pe care o să vedem, la care o să mergem în câteva minute. Aici sunt prezentate freșcele catacombele, cum arătau în unele zone. Deci vă imaginați că aceasta este o mănăstire în stâncă în câteva etaje. Mm-hmm. Ca să ajungi la etajele de mai sus, locurile unde trăiau monasii, se mergea cu se urcau prin scări din sfoară sau da. Scări din lemn făcute și seara aceste scări erau se ridicate, da. Ridicau. Da. Sunt și scări de piatră înăuntru, sunt chilii amenajate, sunt morminte înăuntru. Și isihasmul, religia, este această religie în care monahul nu vorbește, ci toată ziua își spune rugăciunile și muncește. În jurul mănăstirii sunt foarte multe teritorii, zone care au muncit agricultură, cum se spune, au crescut fructe, mâncare, fermier. De fapt, asta, în câteva minute, o să fim în fața acestui stânci. Cum vedeți, la unele e special amenajat, e făcut așa ca să aveți idee cum urcau, da? cu ce ieșire era mănăstirea. Mănăstirea e descoperită prin incident. A fost un cutremur în 42-43, dacă nu mă mint, și cade un perete între și căzând peretele, se vede că acolo au fost camere amenajate. Și nu numai camere, și picturi. Una din cele mai cunoscute picturi în acestui mănăstir este mănăstirea lui Îngerul. Este emblemă. E ca un blazon. Blazon. E blazon. Mm-hmm. Blazon. Acestea sunt picturile din Paraclis, în Biserica de Sus. Și, bineînțeles, icoane tot din diferite perioade și din diferite biserici din Varna și împrejurările orașului Varna. Asta vroiam să văd. Foarte frumos aceasta. Da. Ilustrații. E bulgarul contemporan, dacă facem o comparație cu românul contemporan, nu este, iartă-mă, nu este așa mult credincios, sau chiar dacă este credincios, nu,
arată așa cum, cum arată credința sa română. Mm-hmm. Nu o exprimă în așa fel. Mm-hmm. Mai moderat. Mai moderat. Mm-hmm. Da, mai moderat. Acum mergem spre catacombele și mănăstirea în stânc. Ok. Acum ne, în fața noastră este stâncă, este mănăstirea. Un lucru foarte, foarte frumos și bun care a făcut muzeul, în afară de întreținerea, vedeți singur, suntem în parc, e absolut perfect. Avem posibilitatea fiecare vară, în anumite zile, seara, să fim prezenți, să vizualizăm un spectacol, un spectacol lumina și sunet. Acest spectacol lumina și sunet, de fapt, mănăstirea este ecranul istoriei mănăstirii. Cu monas, cu muzică, cu picturi. Foarte, foarte interesant. E un loc care vă sfătuiesc să vizionați, fiindcă merită, în afară de asta, atmosfera și istoria care se predă prin aceste imagini direct pe stânca, nu trebuie fi rătate. Din cauza aceasta au făcut și acest salon în aer liber. Un mic amfiteatru. Și normal e plin cu, în perioada vacanței e plin cu turiști, o colegă de-a mea, Svetlana, e numele ei, ea e cu grup din în limba rusă și le prezintă turiștilor încăperile mănăstirii. Că să ajungeți până la ultimul etaj, e gândit. Sunt amenajate special pentru aceasta. Și începând cu primul etaj, sunt chiliile în spate acestui pom. Una din ele este mai mare, cu dimensiuni mai mari, și se presupune că ea este al cel mai mare preot din mănăstire. Foarte important pentru turiștii care vin din România, pentru aceștia care vor să continuă antrenamentul lor. Ei pot să parcurce niște kilometri nu numai pe plajă. Știu că e foarte plăcut pe plajă, dar puteți să faceți asta și în pădure. Sau chiar să veniți să vă plimbați în zilele foarte calde în acest parc. Parcul este parcul natural, Nisipurile de Aur. Aici pe acest planșetă, sau cum se spune, tablou, se vede anul înființării 1943 și este zona protejată. Nisipurile de Aur, care stațiune este parte din acest parc. Uitați, acesta este malul. Deci acesta este malul de nisipuri de aur. Acestea sunt nisipurile de aur, stațiune. Iar asta vede toată. Toată zona aceasta este parcul care este natural. Amenajat cu, și cu căsuțe, am înțeles. În acest parc natural sunt
foarte multe trasee. Unele din cele mai importante, adică cele mai principale, hai să le spunem așa, acestea trei trasee, cu indicații câte minute și de ce distanță se, de unde ce se află. Mm-hmm. Prin tot parcul sunt foișori și locuri amenajate pentru picnic. Ok. În tot timpul anului sunt turiști și puteți chiar prin aceste trasee să plecați din Varna, da, să mergeți pe partea de sus, adică al Varnei, care aici, este aici, okay, din golful Varnei. Și să traversezi tot. Să traversezi și să ajungeți Albena, la Cranevo și de acolo Albena. Da. E deci un parc foarte mare, foarte curios, foarte, mare, da, foarte curios a fost că noi am mers cu mașina pe lângă el și 13 și 200 kilometri de kilometri pătrați, cea mai înaltă, punctul cel mai înalt, 268 de metri și cu o lungime de 9 km. Și acestea sunt animalele, tipurile, speciile ce puteți să vedeți în parcul natural. Inclusiv mănăstirea. Și mănăstirea. Mănăstirea de aici. Și mănăstirea, da. Ce mi s-a părut foarte interesant este că noi am mers cu mașina și nu odată, de foarte multe ori, drumul chiar te duce puțin prin pădure, exact, și da, nu îți dai seama, dacă te uiți doar în față, nu îți dai seama. Acum am realizat că noi practic am trecut prin, exact, prin, exact, prin această pădure, da, care e deosebită. De fapt, e interesant și momentul cu nisipurile de aur. Nisipurile de aur, ca zona, ca stațiune, sunt descoperite tot din Karel și fratele lui, numele mic acum am scapă, Școrpil, arheologii, ei plimbându-se cu barca și căutând prin relief ceva mai specific, ei au văzut nisipurile de aici. Uzun, da, plaja lungă era denumirea în urmă turc, dar ei au spus, au ce nisip de aur, aici este locul Cam de când aur. Când a fost asta? Înainte de 1943, mm-hmm, mult mai înainte. În 1956 începe construirea nisipurilor de aur. Dar foarte multe șerpi erau, uh-huh, da. S-ar putea să citiți prin internet că de fapt asta e istoria pentru Sunny Beach, dar prima stațiune care au procedat, au comandat ariciuri din Albania. Mm-hmm. Special, au venit două camioane cu ariciuri, le-au dat drumul jos, aici în zona, okay, unde sunt nisipurile de aur și hop, 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 și atunci și n-au avut după aceea o problemă cu aricii? Nu, nu, după aceea au început construirea nisipurilor de aur. Da, unul din cele, așa, pe litoralul, partea de nord, că litoralul în Bulgaria se împarte în două zone, partea de nord și partea de sud. Pentru partea de nord, nisipurile de aur sunt cei mai mari. Da. Ok. Când ai spus că era împărțită pentru localnici și pentru... Da. În timpul lui Todor Živkov, asta este în perioada comunistă, când, da, de fapt a început să se creeze turismul, care suntem norocoși că continuă să se dezvolte, a fost o decizie de stat, de guvern, că turiștii străini trebuie să fie într-o zonă mai separată decât localnicii. Uh-huh. Și litoralul, partea de nord, era prevăzut tocmai pentru asta. Au fost construite Albena, deci asta Riviera... Pentru turiști, asta. Sau pentru localnici? Nisipurile de aur... Nu, tot era pentru turiști. Pentru turiști. S-au așa făcut niște contracte foarte bune cu statele străine, cu francezi, cu germani. Apropo, în legătura aceasta, mulți români zic că au venit germanii și v-au construit turismul și pe urmă gata, tot. Un pic mai altfel stau lucrurile. Pur și simplu, statul bulgar a semnat contracte foarte bune cu germani și cu francezi și au fost așa, sigur că o să vină acești turiști, numai că ei au pus în contractele acestea niște condiții. Așa. Condițiile erau următoarele. Hotelurile să corespundă nivelul și calitățile care sunt în Germania, în Franța, etc. Și foarte bine, celălalt lucru care era, că vroiau în hotelurile care sunt cu contracte, spre exemplu, pentru germani, să managementul
să fie educat de către acest gen tip management din Germania sau din Franța. Foarte bine. Și așa, timp de 10 ani, după aceste 10 ani, sau prelungeau sau schimbau contractele. Okay. Așa. Până în anii 90, în anii 90, deja știți, comunismul jos, da. Democrația ura, pe cala albă, a venit și la noi, ca și la voi. Cum ți se pare că, că a fost perioada mai bună? O, nu pot să spun, depinde. Acum e perioada foarte bună pentru aceștia care intră în competiție, deci pentru mine e superbă. Okay. Nu că perioada cealaltă n-a fost bună. Pentru mine și atunci a fost bine. Da. Okay. Dar... cred că dacă muncești, dacă muncești, eu sunt, eu, părerea mea este că da, e pentru acei care muncesc e foarte bine, pentru acei care nu muncesc e prea. N-a fost bine nici așa, nici așa pentru ei, da. Așa, așa că, da, dar e interesant. Și așa am păstrat turismul, deci aceste condiții care au fost puse de către germani, francezi, suedezi, englezi, au fost binevenite pentru noi, că au pus un nivel foarte înalt. Da, da. Da. Și asta a ajutat, clar, a ajutat foarte mult. Da, e clar. După anii 90, totul s-a restituție, cum nu restituție, ci s-a putut achiziționa de către stat. Poți să cumperi hotel din stat. Și s-a eliberat și poți să-ți construiești hotel și așa, să te dezvolți, dacă vrei. Asta a fost. Asta. Să continuăm atunci. Să continuăm.